Bună ziua! Îl avem astăzi alături de noi pe Dan Mihalache, domnul ambasador Dan Mihalache, actual ambasador al României în Cipru, fost ambasador al României în Marea Britanie, de o viață de aproape jumătate de secol printre noi, uh, și viu, viu, adică. viu, <laughs> viu și cu un simț al interesant. <laughs> Uh, pasionat de politică, absolvent de drept, am înțeles că ai fost un student bun și. Pe vremea când se făcea școală. <laughs> da, da, dar așa îmi spun colegii tăi că ai fost un student briliant. Și după aia ai devenit pasionat de științe politice, ai și un doctorat în științe politice uh, și ai contribuit la niște momente decisive pentru istoria politică post-decembristă. Dacă la începutul anilor 2000 erai consilierul prim-ministrului, undeva prin 2009 conduceai uh, deja strategia de campanie pentru candidatul Partidului Național Liberal uh, la, la alegerile prezidențiale, urmând să faci același lucru cu succes de data asta, adică cu un succes al alegerilor în 2014. După ce ai fost șef al Cancelarii Prezidențiale uh, ai ales calea diplomatică, dar din tot ce mi-amintesc, mi-amintesc cu plăcere de discuțiile noastre, pe care eu le numesc intelectuale. Bine, în primul da. rând, mulțumesc de invitație și uh, mă bucur că ai pus între paranteze uh, calitatea de deputat în Parlamentul României. Știu că nu mai sună foarte bine astăzi și nu e neapărat o carte de vizită. Uh, uh, lăudabilă, ca să spun așa, și aș mai menționa și prima experiență de uh, membru al Parlamentului European în prima promoție de parlamentari europeni care s-a pregătit pentru momentul 2007 și apoi a, a, a intrat ca membru, în sensul că am devenit din observator la Parlamentul European, membri cu drepturi de dată cu 1 ianuarie 2007, care a fost o experiență și ea, destul de uh, interesantă uh, și probabil din punct de vedere istoric unică pentru uh, generația noastră de a merge acolo, întâi ca observatori, un fel de europarlamentare, așa cu uh, jumătate din drepturi, nu aveam dreptul să votăm, uh, dar puteam să urmărim și să ne exprimăm și după aceea primele, primii doi ani de uh, membrii cu drepturi de plin. Ai fost deputat la 33 de ani și eu eu deputat la Aș 35. Prefera. Aș prefera să nu mi-amintesc uh, atunci încă eram un în susținător al întineririi clasei politice. Acum, dacă mă uit în buletin, încep să fiu foarte rezervat cu această teorie, și datorită vârstei mele, dar și datorită faptului că dacă îți facem o evaluare, așa și o să o adică să tratăm foarte serios ideea, am văzut în ultimii 30 de ani că întinerirea nu înseamnă neapărat și o schimbare calitativă, pozitivă. Și asta e o temă care ar trebui să ne dea de gândit, cred eu. Chiar vreau să te întreb, de ce, de ce crezi că avem cultura asta în România de a da foarte repede la o parte... O persoană după o anumită vârstă. Pentru că, comparativ, discutam înainte de podcast de ce se întâmplă în alte zone din lume. În Statele Unite, foarte mulți oameni seniori sunt bine mersi, activi, în, în diverse poziții, fie în poziții publice, în poziții în firme de avocatură. La noi, încet, încet, după o anumită vârstă, un pic cam abraziv, lumea te dă deoparte. Cu toate că Mă rog, te dă parte e o formă foarte drăguță de a spune, te aruncă pe scări dacă poate exact. și la lada de gunoi. De ce? De unde e cultura asta? Că tu, tu ai citit tu mult. Cred că avem un deficit în gândirea strategică a organizării societății, dovada faptului că sunt mulți oameni care au servit în... Poziții publice care au acumulat un anumit tip de expertiză, care, datorită vârstei, conjuncturii uh, politice sau uh, sociale, nu-și mai regăsesc un loc și care, pur și simplu, după aia sunt uh, trimiși acasă, uitați și nu-i mai întreabă nimeni nimic. Dovada faptului că de pildă acum, când vorbim de o criză economică, nu știm, deci practic nu ști, nu valorificăm expertiza unor oameni care pricep mecanismele economice, mecanismele financiare internaționale și dăm din colț în colț și ne întrebăm bun, și ce trebuie să facem în economie, la fel și în politica externă, la fel și în zona de securitate, administrație nu avem cultura asta a, a think tank a păstrării unor oameni într o sferă care nu mai au funcții de decizie sau funcții uh, guvernamentale, uh, a păstărilor într o zonă de expertiză, la fel cum există în Statele consacrate, când ei alcătuiesc așa un fel de sfat al uh, înțelepților care e consultat pe, uh, pe diverse uh, teme. Nu știu, poate că lucrurile astea va, vor, uh, uh, vor veni cu timpul. E și o mentalitate din asta foarte radicală în ceea ce privește exercițiul puterii, în sensul că orice sfat input e considerat de cei care o dețin ca o concurență, nu ca o contribuție. Da, cu toate că există în zona privată, de exemplu, Cultura uh, Consiliului de Administrație, bordului independent. Sunt membri de bord neexecutiv care atrag atenția că poate ce face managementul companiei, uitându-se pe cifre, pe strategia de marketing, pe comunicare, nu duce compania în locul potrivit pentru binele companiei. Ce înseamnă compania clienți și angajați? Bun, ar fi interesant de văzut în ce măsură lucrurile astea se întâmplă. Uh, nu doar în multinaționale sau în companiile uh, din uh, Europa dezvoltată, din America, ci și la companiile românești. În ce măsură există un... Uh, un uh, o asemenea cultură a unor borduri, uh, să zicem, uh, uh, care să independente. Ghid, independente, care să ghideze. Pentru că și mentalitatea patronală în România, ca și mentalitatea politică, e oarecum simplificatoare. Eu decid, n-am nevoie de niciun bord, lăsați-mă în pace, asta e viața și așa mai departe. Dar probabil că lucrurile vor evolua în timp. Da, e, e, exact acest bord te trage de mânecă și trebuie să ai luciditatea când conduci o companie mai mare, mai mică, să asculti un număr de oameni cu expertiză. E dificil, e dificil, mai ales pentru o cultură ca în România, unde suntem balcanici, ne dorim, suntem latini, suntem balcanici, ne dorim să avem, să fim toți șefi, nu? Asta ne dorim, să fim șefi. Încă ne dorim să fim șefi. E o chestiune care consumă mult timp din resursele societății. Și de unde vine, Dan, din dorința inițială de a fi șef de clasă, de a fi... Ce înseamnă? Că eu, din câte îmi amintesc, ce m au imit pe mine în prima definiție a acestei șefii, îmi zicea învățătoarea, când doream și eu când eram mic, că văzusem firmele de de propaganda lui Nicolaescu cu șefi, generali, voievozi, și până la, nu știu, că că eram pionier deja, îmi doream să fiu și eu șef cu cordonul Pionierii. cel mai simpatic. Albastru. Albastru, da, da. Era șef de unitate și, la pionier. Și zice doamna învățătoare, zice uh, șefia asta de care zici tu, înseamnă o responsabilitate. E foarte dificil să fii responsabil pentru toată școala. M-a uimit, eu am crezut că era vorba de altceva, de a-ți la cordonul, de a se uita lumea la tine, de a te saluta cu respect. Bă, nu e dacă Unii rămân cu lucrul ăsta până mai târziu. Dar nu știu, cred că ar trebui să calibrăm mai bine explicațiile, pentru că poate acea cultură în care am crescut noi doi, pe, pe finalul ei, îți dădea și un simț al ambiției de a demonstra și un simț al și îți inducea și un anumit tip de, de responsabilitate. Eu mă uit la fenomenul ăsta și încerc să văd care sunt modelele modelele unei uh, generațiilor care vin din spate. Încerc să mă uit la chestiunea asta mai degrabă sociologic, deci nu neapărat să dau conotații pozitive sau negative pentru a înțelege care e până la urmă sensul societății spre care evoluăm. Pentru că ideea de, mi se pare uneori că sunt în uh, noile generații, care au mult mai puține idee de competiție. Și mai degrabă de mulțumire și conformism, care nu au obiective legate neapărat de carieră. Nu spun toată lumea, spun încerc să definesc mulțimea, ca să spun așa. Și mai degrabă obiective legate de, nu știu, hai să zicem o viață instagramabilă, unde toată lumea e fericită, soarele răsare, toate fetele arată bine, mâncărurile fotografiate sunt bune, lumea se plimbă la Florența, la Parma în Seychelles. O viață perfectă. Da, dacă te uiți la Instagram, vezi lucruri perfecte, vezi lucruri foarte frumoase, drăguțe, happiness. Nu știu cât e contactul cu realitatea după acest happiness instagramabil, să mă exprim așa. O să -ți spun, o să încerc să spun o experiență de-a mea că trăiesc în un fel de bulă ca toți cei din urbanul dezvoltat din România. București, Clujul, Timișoara, dacă vrei, uh, locurile care au orașele cu PIB-ul pe cap de locuitor peste media europeană, cu aeroporturi, care au un nivel de dezvoltare bun. De aici călătorești în alte zone din Europa, călătorești în Londra, călătorești în Lisabona, în Madrid și trăiești așa într-o anumită lume. Uh, te uiți pe Instagram, vezi mașini frumoase, vezi construcții urbane frumoase cu multă sticlă, cum vedeam când eram mici în uh, seazul, Dallas, plaje, da. Um, Champagne bună. Champagne bună, da. Nu vin, nu vin de țară, da. Prosecco. Prosecco, cava. Caviar. Da, exact. Putem să descriem de acolo, universul, da. De acolo, din lumea asta, unde trăiesc tot mai mulți români în lumea asta. Uh, mulți, pentru că nivelul de dezvoltare a societății a crescut și multă lume călătorește și bănuiesc că ai văzut asta. Și asta e bine. Nivelul de prosperitate când crește, omul poate călători, poate învăța mai mult din călătorii și poate aduce mai mult know-how în țara din care provine sau unde locuiește. Uh, am mers cu asociația din care fac parte o video, am mers să vizitez, mă duc cam o dată pe, pe, an sau de două ori pe an, să vizitez câte o comunitate de copii sărași, să le citim împreună cu colegii mei. Nu ți exagerez absolut deloc că văzând o astfel de comunitate la câțiva kilometri de București sau la câțiva kilometri de Brașov, de orice oraș civilizat, înțelegi mai bine realitatea polarizată în care se află țara, și te apucă o tristețe, pentru că tu ești în altă lume, tu ești în bula aceea cu toate, în care toate arată bine, în care discuți despre cum România are șansa să depășească încă o țară și încă o țară pe anumiți indicatori economici, Portugalia, Spania. Pe anumite discuții economice, galopăm. Pe anumite realități, în care te duci în zone polarizate, rămâi blocat. Dacă te duci în Botoșani după niște dealuri, acum o să vezi că. E aceeași calitate ca acum 40 de ani sau 50 de ani. Da, e corect. Uite, săptămâna trecută am fost la o pensiune în Maramureș. nu spun în ce localitate, nu spun nici numele, și cel care făcuse pensiunea, patronul, mi se plângea că nu are forță de muncă. Spunându-mi, da, eu mă gândeam că aici e un liceu industrial și care pregătea specialitatea, nu știu cum se cheamă exact, turism, mă rog. adică... Da, agroturism, cred. Așa, și voi avea forță de muncă, pentru că e la 300 de metri, m-am uitat și eu la școala respectivă, avea termopane noi, geamuri, arăta bine, probabil va avea și, uh, cu programele astea pe PNRR, PNRR, table interactive de sute de Smart, euro... Da procentul de promovabilitate la bacalaureat anul ăsta, zero. Niciun promovat? Niciun din promovat. Din câți? Din 100, Ei, nu știu, 100? Nu 100, cât vor fi fost pe acolo. Asta descrie, până la urmă, un gap, -o, un decalaj care tinde să se adâncească, pentru că degeaba avem o concurență acerbă în 2, 3, 5, 7 licee în București, 2, 3, 5, 7, 10 licee în Timișoara, în... pe de-o parte. Degeaba facem investiții în școli din mediul rural, le punem termopane, toalete, este... De infrastructură. De infrastructură, dar de fapt calitatea pregătirii generale a unei genera a unei Mă ruga, celor care termină acum școala primară, se deteriorează, se depreciază. Și asta va crea, România, o foarte mare problemă în timp. Dar eu am văzut, inclusiv în mediul politic, ca să schimb un pic abrupt macazul, am văzut un fenomen pe care unde vreau să te consult. În, la un moment dat, prin inclusiv în anii 90 -2000, cei care ajungeau în administrația centrală, în București, să conducă, eu știu, ministere sau să fie în Parlament, în poziții centrale, erau oameni cu o anumită experiență de educație sau de viață în București. Deci, un oameni, oameni pregătiți aici sau în afară, unii dintre ei. Treptat, această, eu am crezut la acel moment că lucrurile vor evolua spre mai bine, în sensul în care. La un moment dat, un mare procent de, din cei care ajung să conducă administrația centrală vor fi oameni cu cursuri în străinătate, masterate, dacă nu chiar și cu studii în străinătate, în universități mai bune decât cele de aici, care se întorc ca miștii să, ridice, da, să, ridice, să se, nivelul. ridice nivelul. Am sesizat însă că. La un moment dat a fost o apetență a politicului din provincie, din diverse zone, din toate zonele țării, să ajungă să uh, decidă în București fără a avea o pregătire de specialitate, fără să facă o școală de administrație centrală, fără să treacă prin un tampon de pregătire pentru o viziune mai amplă asupra conducerii unei țări. Ci venind fix de la realitatea județeană, se mutau, se Trans, da, practic, ajungeau imediat fără niciun bafăl la administrația centrală. Nu mi s-a părut că au avut efecte pozitive pentru nivelul de public policy din România. Nu știu, vreau să cer părerea. Ai văzut Bun, fenomenul ăsta? Eu cred ăsta? că aici procesul a fost foarte complex și a avut mai multe mai mulți factori. La un moment dat, undeva după anii 2000, Asta e cel puțin analiza mea, poate corectă, poate nu. Oamenii și-au schimbat optica despre politică. A fost prima perioadă de după Revoluție când se punea problema organizării societății. După care au început să apară foarte mulți bani. Niște băieți, oameni, mulți, din județe, din diferite zone, au început să vadă politica din punctul de vedere al mecanismului, nu a unui mecanism de administrare a societății, ci a unui mecanism de produs bani pentru ei. O anumită vreme au mai acceptat ideea că în fața Acestor noi grupări economice trebuie să fie niște oameni mai pregătiți, mai spălați și așa mai departe. După care au zis, dar de ce ne mai trebuie nouă niște din ăștia pe acolo când putem să ne ducem noi? Sau mai rău, când putem uh, să ne punem copiii, că doar copiii trebuie să muncească și ei ceva. Eu mi-amintesc o discuție, mă rog, din, uh, nu aș menționa persoana pentru că s-a dovedit o experiență fericită, după cum am văzut și experiențe nefericite, că cineva a zis da o pupă fică fica mea în parlament. Păi câți ani are fica ta? 24. Păi și ce a mai făcut înainte? Păi nimic. Dar nu trebuie să facă și ea ceva? Era o discuție cu un om greu dintr-un județ uh, complicat. Bine, sigur, în speța respectivă, fata s-a dovedit și în continuare a fi un om de foarte bună uh, calitate, dar au mai fost foarte multe uh, situații asemănătoare. Și atunci, mecanica a funcționat așa. Bun, asta este pe de-o parte. Pe de altă parte. Și exigența și procesul de selecție s-a alterat uh, în timp. Pentru că, nu știu, putem lua, de pildă, tu vorbești că te așteptai să fie uh, oameni cu pregătire, ca hai să zicem generației mele, ale tale, oarecum n-a fost, uh, pentru mine n-a fost accesibil. Eu am intrat la facultate pe vremea lui Ceaușescu. Nici pentru mine nu a fost atât de accesibil. Uh, am terminat facultatea la patru ani după, la trei ani după Revoluție. Nu, era, nu erau uh, zonele astea de oportunitate de astăzi, cu studiile în străinătate, cu. Uh, și oricum trebuia să muncim, să facem niște. să ne câștigăm existența. Acum lucrurile sunt mult mai facile, dar oamenii ăștia ori nu mai vin înapoi, ori nu se implică uite te de pildă pe statistici care sunt legate de componența Parlamentului. Fă o statistică pornind de la luni care per, să zicem, anul 2000 și terminând cu 2020, a studiilor. Din două unghiuri. Studii la facultăți de prestigiu sau de acolo de unde se iau diplome foarte ușor și când se termină studiile. Eu am intrat la facultate, în facultate la 18 ani, și am terminat-o la 23. E. Și atunci vom vedea că, mă rog, eu nu vreau să generalizez. Sunt și cazuri fericite, sunt și uh, Oameni care, din diferite motive, au un anumit traseu personal, dar, ca fenomen, pornim astăzi de foarte, foarte jos. Și nu e vorba aici de, în ceea ce privește clasa, elita politică. Și aici nu e vorba strict de. Uh, cum să spun eu, zona de competență administrativă, cunoaștere, informare, ci vorba de basics. Să scrie corect românește, să știe să facă o socoteală, să știe că Ari când nu este nume, numele aeroportului internațional Otopeni și alte lucruri de... Și nu, nu unui fotbalist. Exact, da. <laughs> da. Dar o să-ți o să dau o perspectivă. Uh, am avut șansa extraordinară să uh, am în echipa mea uh, recent să, să recrutez și să am uh, tineri care sunt școliți fie în Germania, fie în Austria, fie în Marea Britanie. Care au făcut, unii din ei și liceu acolo, dar uh, o parte au făcut uh, doar facultatea și masteratul și au ales să se întoarcă în România. Pur și simplu. Cu dorința, unii, așa cum unii aveau mai de mult uh, junimiști pe vremuri, în secolul XIX, doreau să dezvolte țara. Uh, Cei de acum mi-au spus că își doreau la interviuri, că își doreau să dezvolte țara la fel, prin a ajuta investițiile private, prin Sprijinind investițiile private în relația cu statul și au venit foarte optimiști și sunt încă foarte optimiști. Și în experiența de zi cu zi, în momente în care eu îți mărturisesc uneori, mă blochez, mă supăr când văd pe cineva ajuns într-un anumit minister, ministru secretar de stat sau în Parlament, responsabil pe o anumită comisie care tratează primirea unui astfel de de consultant în publică affairs sau unor multinațional, îl trate, tratează ca pe un uh, favor personal, ca pe ceva ce poate bine dispune după bunul plac, nu ca și cum ar fi în public service, uh, nu ca și cum ar fi într-un oficiu public. Uh, și uneori întârzie uh, răspunsul. Acești tineri sunt foarte diligenți în a cere în continuare uh, asta este, dialog. A, asta este foarte bine și până la urmă mă rog e nevoie de un efort de schimbare de, de mentalitate inclusiv în ceea ce privește public affairs adică până la urmă public affairs ceea ce faceți voi nu e niciun fel de șmenărie făcută pe sub masă este o formă de a intermedia dialogul între interese legitime, agregate ale unor industrii care vor ceva de la stat și stat. Exact. Nu e, adică totdeauna noi când ne raportăm la public affairs, spunem că vedem așa un fel de șmecherie. lobby este conotat negativ. E ca și cum ai face ceva Doloziv ceva incorrect, o manevră, nu, lobby e o formă prin care niște. Democratică? Oameni, democratică prin care niște oameni care au interese la stat, în raport cu statul sau în raport cu a determina o anumită politica statului. Își uh, exprimă aceste interese și recur la acest instrument pentru că n-au vreme să caute ei cine prin Comisia de Industrie, cine e secretar de stat care răspunde la de uh, ce știu eu ce, zone miniere și așa mai departe. E, și aici e nevoie de o schimbare de mentalitate. Da? Mă rog, în fine, deci. Uh, și e nevoie și de o schimbare de. Și de un nou lider și par societății. Am ajuns, din păcate, foarte jos în ceea ce privește uh, selecția personalului politic și aici am în vedere cam toate partidele, deci nu există excepții, chiar și cei care au uh, clamat să zicem o anumită tehnocrație. Elitistă Elitistă, au eșuat lamentabil în, când au fost puși cu semnătura în față să decidă anumite procese. Dar e nevoie de, pentru că deja acest nivel foarte jos la care am ajuns, are repercursiuni pe funcționarea societății. Elita politică și administrativă a devenit un handicap pentru România nu un factor de progres al româniei. Ceea ce mi se pare o temă la care ar trebui să ne gândim cu toții foarte serios. Deci un switch, practic, așa cum înainte elita era o șansă, ne scotea din... Societatea Codrin este condusă de elite, ne place sau nu. Sigur, există sisteme democratice care validează această conducere, votul. Dar direcția, ritmul schimbărilor, direcția, cadrul schimbărilor, politicile care se fac, trebuie date de elite, nu spun elite în sens valoric, ci date de cei care își asumă conducerea societății, care trebuie să aibă și valoarea lor, dar trebuie să aibă direcție. Dacă nu există direcție, societatea umblă haotic, dezordonată. Într-o lume în care, care nu ne așteaptă pe noi, nu stă nimeni să blocheze lumea pentru că românii sunt hăbăuți și nu știu ce vor de la, de la actualul context economic și politic internațional. Cine nu știe ce vrea, e pierdut pe drum, rămâne în urmă. Așa se întâmplă. Asta este, din păcate, opțiunea pe care România va trebui să o facă și va trebui să o facă foarte rapid. Să știe. Să-și promoveze un leadership capabil să-i dea o direcție, să definească ce dorește pentru țara asta, în Europa, în lume, într-un mediu care se schimbă foarte rapid. S-a văzut, văzut în ultimii cinci ani rapiditatea schimbărilor și care nu stă să ne aștepte pe noi să ne mai gândim o tură. Așa este, avem Ucraina într-un război, Turcia într-un regim autoritar, la fel Ungaria și noi pe acest fond geopolitic nu reușim să devenim Bun. un hub regional. Sunt, economic, pro măcar, sunt procese care se accelerează. Globalizarea e pusă sub semnul întrebării, se vorbește economic de re-regionalizare, de schimbarea în materie de de fluxuri economice, de supply chains, de uh, redefinirea unui sistem uh, industrial și economic în Europa, care are și ea o competiție de înfruntat ca și continent. Bun, tu, România, ce vrei în acest context până la urmă? Ce dorești să fii? Ce dorești? Ce rol dorești să, să joci? Vrei să te dezvolți ca țară. Să, România vrea să, jocă, vrea să fie mai dezvoltată. Cel puțin asta afirmă elita economică. Bun. Asta este... e un obiectiv. e un obiectiv larg. El trebuie îmbrăcat în obiective mult mai... El trebuie umplut, să nu îmbrăcat cu obiective mult mai concrete. Nu știu, dorești să fii a doua țară agrară a Europei din punct de vedere al producției agricole. Dau un exemplu, e o posibilitate sau altceva. O întrebare diferită îmi vine acum. Avem amândoi copii mici. Ce înseamnă pentru... Cum poate fi pentru copiii noștri definit? Nu, poate nu de către noi captați, de către școli, de în procesul educațional, leadership -ul. Cum crezi că le-ar defini cel mai bine fetițelor noastre cineva leadership-ul încă de mici dar cât au acum cât au fetele tale au uh, șase ani așa. și jumătate da cam așa e și a mea un pic mai mare să asemenea să, vă cum, să le -ar, de, cum ar trebui să, să le definească cineva așa că vorbim prietenește și ne gândim ipotetic. A, e, e o temă uh, interesantă. Nu știu dacă am un răspuns pregătit. Eu mi-aș dori ca fetele mele să fie, să aibă ambiție și să iasă, să nu încapă în acest tipar de uh, autosatisfacție pe lucruri mici. Nu știu dacă am fost foarte clar în ceea ce am spus, dar uneori sunt un pic uh, uh, mirat de lipsa de ambiția acestei generații care se mulțumește eu acum mă refer la medie, nu spun că nu există excepții, nu există oameni foarte copii foarte ambițioși, da? Nu știu, eu când eram tânăr am început să lucrez la 21 de ani și am început să scriu în presă. Și mă duceam cu mândrie, așteptam dimineața să apară ziarul, să mă uit la numele meu în ziar. Aveam o satisfacție. Acum mi se pare că oamenii, că generațiile care vin în lume nu vreau să par bătrân în ceea ce spun sau să vorbesc așa nostalgia, mi se pare că își pierd, nu mai au această dorință de a, a, se afirma profesional. Mai degrabă e mai important să avem o pereche de adidas de 200 de euro și un... Uh, Ceva material. Un tricou, uh, nu știu, de la Gucci uh, și uh, lucruri care mie la vremea respectivă nu treceau prin cap. Dan, uh, domnule ambasador, ești mai mare ca mine cu aproximativ 9 ani, 9 ani jumate. Ei, acum nu trebuie să dezvălui <laughs> lucruri din astea care nu mă pun într-o... O să spună lumea după emisiunea noastră că ai chemat un uh, om care vorbește ca un bătrân nu, și nu e după ce faci dezvăluirea asta, o să zică da, domnule, știam noi că ăsta e un boșorog nici de cum, nici de cum te-am cunoscut undeva, aveam 20 ceva de ani și cu asta aș vrea să închem pe, pe tonul ăsta pozitiv, pentru că te-am cunoscut și ai fost prezentat de persoane de care vorbeau despre tine un tânăr foarte deștept din politică, ai parlamentar ai multe de învățat, ascultă că ai multe de învățat și am avut șansa încă de la început, mă, cred că m-ai întrebat ce citesc, m-ai întrebat ce, cum văd eu România, o să-ți întorc acum întrebarea după niște ani. Um, De-ai spus, avem nevoie de leadership. Hai, ai încredere că se poate uh, reconstrui leadership în România, la toate nivelele? Eu am, am încredere pentru că știi cum e, natura nu acceptă vidul, cum se spune. Important e să orientăm cumva acest proces într-un sens pozitiv. Pentru că românia va merge înainte. Mai bine, mai prost, nu ne vom sau cel puțin așa cred încă faptul că nu ne vom dezintegra ca stat și națiune, dar avem, putem să fiecare cu... Nu, un, nu, nu există formulă magică aici, nu există personaj magic. Deși ar putea apărea, dar de regulă personalitățile astea de tip mesianic generează după aceea mai multă insatisfacție, dezamăgire și chiar nenorocire uneori decât un sens pozitiv al evoluției societății. E nevoie de un efort agregat, să zicem, a tuturor oamenilor care sunt inteligenți, înțeleg momentul, înțeleg provocările și care până la urmă vor să facă ceva pentru că România totuși e o țară, nu e un teritoriu, cum spunea cineva, iar românii sunt un popor și nu o populație dezagregată. Mulțumesc mult de tot. Cred că pe tonul ăsta aș, aș putea să închei. Vorbea Simon Sainer de lider fără funcție, cred, sau Robin Sharma. Uh, cred că dacă cresc tot ace toți acești lideri fără funcție și unii din ei au și funcție în privat sau în public, lucrurile se schimbă. Ești de acord? Da, eu cred că e nevoie de o alianță a oamenilor deștepți pentru România. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc.